Aveți cuvântul, domnul Mircea. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la acest cenacul literar. Mărturisesc că e prima dată când particip la un cenacul literar, eu fiind de formațiune inginer. Vă mai mărturisesc că partea cu limba română, cel puțin și pentru mine, a fost o catastrofă. Dar știți cum e, de citit am citit. Nu puteam să rețin, de exemplu, nu puteam să rețin poeziile, chiar dacă mă punea să le citesc 10 ori nume. Dacă îmi dădea o carte de matematică și să-i o spun pe din afară... O făceați poezie. Nu o făceam poezie, dar o spuneam pe din afară, să știți. Nu era nicio problemă. Asta a fost. Îmi place poezia, îmi place literatura, dar recunosc că stau prost cu reținerea poeziilor. Am să citesc o poezie a distinsului meu prieten și coleg, domnul Ioan Rațu. Se numește Plouă. Îmi cer scuze dacă nu, intonația nu e cea corespunzătoare. Este prima dată când citesc o poezie în fața atâtor distinși și oaspeți și oameni care sunt în domeniu. Eu nefiind în domeniu, recunosc. Plouă, plouă, da, plouă, plâng, iarăși plâng, împart inima în două, toți noricat pe umărul stâng, plouă, nu plouă, plâng, nu mai plâng, împart ciudat glasul în două, stropii coboară ochiul meu stâng, plouă și plouă, plâng, totuși plâng, iubirea se împarte, să plouă, lasă dreptul acelui aș stâng. Mulțumesc! Oricum, ele se vine stâng cu plâng. Da. Și o să continui cu un rondel intitulat Nu lăsa. Nu lăsa iubirii vina din păcat, rătăcind prin lacrimi, trist, înfometat, nu lăsa tristeții singurul răspuns, rece, doar o clipă n-ar fi de ajuns, nu lăsa în uitare, totul pară uns, până la suflet codru verde nepătruns, nu lăsa iubirii vina din păcat, rătăcind prin lacrimi trist, înfometat, nu lăsa ecoul, gând înstrăinat, să refuze mării valul înserat, nu lăsa cuvântul nicăieri ascuns, căutând o toamnă după ce s-a tuns, nu lăsa iubirii vina din păcat. Am spus că citesc din